termoelectrică este dispusă la solicitarea administratorilor clădirilor conectate la sistemul centralizat să inițieze procesul de deconectare de la agentul termic. Anunțul a fost făcut în contextul temperaturilor ridicate ale aerului exterior pentru asigurarea confortului termic al locatarilor, dar și pentru aplicarea măsurilor de eficientizare a consumurilor energetice. Instituția a precizat că procedura de deconectare a serviciilor de termoficare este una foarte simplă, fiind suficient ca administratorul blocului să anunțe furnizorul de energie termică prin telefon, e-mail sau să depună o cerere la sediile teritoriale termoelectrică. Concomitent, instituția recomandă diminuarea parțială sau sistarea debitului agentului termic în intervalul orelor 9 și 18, în perioada temperaturilor ridicate ale mediului înconjurător, ca o alternativă a deconectării integrale a energiei termice. Sezonul de încălzire 2023-2024 în municipiul Chișinău a început pe 13 noiembrie anul trecut.